Complexul Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște, în parteneriat cu Asociația Localităților și Zonelor Istorice și de Arte din România, a organizat vernisajul expoziției de grafică Grădinile Mele. Colecția de 30 de lucrări de grafică pe șevalet aparține autorului Adriana Oancea, care a dus la Târgoviște creațiile din ultimii ani. Expoziția de aici e o expoziție de grafică de șevalet. Deci sunt acuarele, pasteluri, tehnici mixte, creioane colorate și așa mai departe, lucrări făcute în câțiva ani, în ultimii câțiva ani, care au stat într-o mapă. Puține din ele au fost expuse în expozițiile mele de pictură sau de alt tip de grafică. Mă bucur să o avem alături de noi și printre noi, atât fizic cât și prin operă, pe doamna Șuteu. Este o plăcere, o spun cu toată responsabilitatea, și este o expoziție care va rămâne deschisă publicului până la sfârșitul anului. Vernisajul expoziției va fi deschis pentru iubitorii de artă până la sfârșitul lunii decembrie la Muzeul de Istorie din Târgoviște.